Da, la ora 18, doamnelor și domnilor, Cotroceniul ne anunță că președintele Klaus Iohannis va face o declarație publică. Ieri, la întâlnirea anuală a diplomației române, întâlnirea la care cu stupoare am aflat că a fost invitat și a participat și Adrian Severin, președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs lung prin care a îndemnat diplomații români să transmită acolo unde se duc ei la speze și la forfetar și la diurnă că România este o țară extrem de serioasă. Regia, dacă avem gata, vreau să reluăm cumva ceea ce a spus Klaus Iohannis ieri. Noi cu toții așteptam să ne spună ceva despre criza politică, iar Klaus Iohannis ne-a bulversat până la urmă și bruma de logică pe care o avem, zicând în felul următor. Despre actuala criză guvernamentală, despre remaniere, despre calea de ieșire din criză, voi face o declarație publică mâine. Da, întrebarea pentru invitații mei, Magda Bistriceanu, Lucian Iliescu, Gabriel Lispas și Bogdan Bărbuceanu. Ce va zice Klaus Iohannis la ora 18? Nu, întrebarea corectă este de ce nu ne-a spus până acum, pentru că este principalul om în stat care trebuie să medieze o astfel de criză politică. Adică nu poți să vii și să anunți în episodul următor, vom discuta și despre asta. E o chestiune foarte importantă. Faptul că se schimbă, se cere o remaniere a guvernului, care sigur stă în atributul președintelui, l-ar fi făcut, spun eu, pe un președinte responsabil să ia o poziție publică imediată. Adică nu poți lăsa de pe o zi pe alta. Sigur, înțeleg, ieri a fost o întâlnire importantă, dar cred că era momentul în a se lua decizii și vis-a-vis de această problemă care ține de România, până la urmă, de societatea politică, de societatea civilă. Adică nu este o chestie constituțională, vorbim sigur pe atributul președintelui, nu este o chestie care să o lași așa de azi pe mâine. Poate și azi ne va spune președintele, lasă că ne vedem mâine sau săptămâna viitoare, că plec în concediu. Eu cred că președintele va face în sfârșit ce trebuie să facă un președinte de țară. Va respinge remanierea în ansamblul său, o va invita pe doamna Dăncilă să-și depună mandatul de prim-ministru sau, dacă nu, să se ducă de îndată în fața Parlamentului. Și cred că în felul acesta nu vom avea o moțiune de cenzură pentru căderea guvernului, ci vom avea o cădere a guvernului ca urmare a constatării faptului că guvernul nu se mai bucură de susținerea unei majorități și a unei alianțe politice în Parlament. Vă aduceți aminte de acel imediat? Ăla, imediat. Da, da. Vă aduceți aminte de el cu Carmen Dan și cu Meleșcanu? Acel imediat. A ieșit Klaus Iohannis, cer imediat să-i demită. Imediat s-a întâmplat. Și dacă va ieși la 18 și va cere demisia guvernului Dăncilă, Viorica Vasilica Dăncilă va zice, auleu! Ministerul de Interne are sarcina de a organiza alegerile. Nu poți să lași Ministerul de Interne fără ministru. Uite, ori în această situație, păi nu, dacă respinge remanierea, peste 22 de zile, ca urmare a schimbării compoziției și structurii guvernului, poate să vină să ceară un vot, trebuie să vină să ceară un vot de încredere Parlamentului. Cine? Doamna Dăncilă. Dacă nu întrunește o majoritate pentru guvern, este clar că guvernul este considerat demis, fără moțiune. Deci este cealaltă cale prin care se poate regla lucrurile. Dacă îmi permiți, vorbești tehnic. Aici eu aș pune altfel în tapet sau pe tapet speța asta. Tot ce se întâmplă de acum încolo și din partea președintelui și din partea, să zicem, al Viorica Dăncilă și a PSD-ului, va fi transpus politic. Fiindcă președintele toți pașii pe care îi va face să-și consolideze un scor bun în alegerile prezidențiale, iar Viorica Dăncilă clar va face același lucru ca să intre în turul 2, să mai se întâmple ceva în continuare, să mai resusciteze cumva Partidul Social Democrat. Adică noi nu trebuie să ne așteptăm. Aici am impresia că va fi un acord între ei. Pe asta pe mine care mă doare. România, asta pe mine mă doare. România asta a noastră, noastră oamenilor care auzi, mai vrem ceva. În primul rând, Klaus Iohannis, eu văd lucrul ăsta, lăsând la o parte nenorocirea dată
atunci, care nici acum nu are o linie trasă de la colectiv, de acum 2 ani de zile, 2 ani și puțin, în octombrie. E, ideea este că și atunci și acum PSD-ul este knockdown, este în corzi rău de tot. Și președintele, atunci după colectiv, a ales, probabil, nu știu dacă vreodată a comentat, dar o măsură foarte proastă să ducă acei tehnocrați la conducerea țării, conduși de Dacian Cioloș, iar acum nu știu ce o să aleagă, că PNL-ul nu-și asumă guvernarea, nu au program, nu au venit lângă forțele de opoziție să spună, băi, oameni buni, USR și PMP, hai să facem program de guvernare, hai să venim în fața oamenilor, că noi suntem partidul dominant, partidul președintelui Klaus Iohannis, și hai să le spunem oamenilor ce avem de făcut de aici încolo, să scăpăm odată de toate pomenile care s-au dat în țara asta, să mai vorbim de investitorul privat, să vorbim de ce se întâmplă cu România în următorii 10 ani de zile și să mai scăpăm odată de tot. Uite, ai spus o chestie înainte foarte dureroasă, că ăla nu știe contract, a luat de 3 milioane de euro. Ce adică, domne, e o nebunie, domne, ce se întâmplă în țara asta. O nebunie. O nebunie. Sau 30 de milioane de euro. La fiecare minister, domne, ce chiar se așa întâmplă. Chiar așa suntem o țară de nebuni și nimeni nu vede lucrul ăsta. Iar președintele Klaus Iohannis, părerea mea acum, chiar trebuie să dea o soluție pentru țară. Și dacă va mai fi președinte de noiembrie încolo, sau la începutul decembrie, și dacă nu va mai fi, o soluție pentru țară. Nu mai poate să accepte haosul ăsta politic din România. Trebuie să-i pună punct. Iar punct nu poate să-l pună decât să-i ceară demisia Vioricăi Dăncilă, să meargă cu acest guvern în Parlament, Parlamentul să țină de lucrul ăsta și pro-România și ALDE și celelalte forțe de opoziție, să-și asume probabil și Călin Popescu-Tăriceanu într-o formulă și Victor Ponta să-și asume unele, să-și asume unele eșecuri, că în ultimii 5 ani de zile au fost contemporan sau 7 ani de zile contemporan cu această guvernare PSD, și puțin PNL-ul trebuie să-și asume lucrul ăsta, că au condus și ei cu PSD-ul ceva vreo 2 ani de zile. Păi da, despre asta e vorba, domne. Domne, dacă nu se va face, nu se va scrie pe foaie România, toate partidele, faceți voi ce vreți politic, dar trebuie să vedem pe câteva direcții strategia de dezvoltare durabilă. Să alege praful. Hai să vedem, să vedem din spectrul PNL ce se crede. Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, bun găsit, Rareș. Rareș, suntem în direct. Bun găsit. Dați drumul. Suntem. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Rareș, te rog frumos, președintele ne-a spus ieri că astăzi zice despre criza politică, remanieri și așa mai departe. Te întreb, că sunt convins că știi, ce va zice președintele? Va cere demisia guvernului sau... Nu știu, eu nu știu ce va zice președintele, că cu tot respectul și aprecierea mea pentru președinte, nu sunt în aparatul administrativ al Cotroceniului, sunt susținător prin vicepreședinte al PNL, dar pot să vă spun că cred că le va trage un perdaf, că îi va urechea pe cei care astăzi pur și simplu îngroapă România. Deja nu mai e o chestiune legată de PSD sau ALDE, aici e o chestiune care ține de siguranța națională a României. Faptul că că avem un deficit care a devenit îngrijorător, faptul că în momentul acesta avem ca sigură ratarea investiției Volkswagen Skoda, care a ales o altă țară decât România. Faptul că în România am ajuns să avem să luăm bani pe 4,5% dobânzi și practic România să ajungă în situația în care să nu mai poată plăti salariile și pensiile. Faptul că avem recunoscut de domnul Tăriceanu 9 miliarde, după ce a plecat de la guvernare de lei, suma care nu se închide bugetul. Atunci când Florin Câțu a făcut această dezvăluire, dânsul a spus 10 și probabil e 10, au sărit toți spunând că Florin Câțu să mă vrea judecată pe mine, îmi vor face plângere penală mie și lui Florin Câțu, că aruncăm în spațiu public informații nefondate care aduc atingere siguranței naționale. Păi uite că acum o spune domnul Tăriceanu, care a fost până mai ieri sau care încă este la guvernare. Deci lucrul ăsta trebuie să înceteze. Președintele, care este o persoană rațională și care a ținut România pe linia de plutire în acest 3 ani de zile în care PSD a tamponat-o din toate pozițiile, este cu siguranță va avea o poziție extrem de fermă, extrem de clară, astăzi ora 18, probabil va face și anunțuri
legate de... Rareș, stai la telefon, nu mai fugi de la telefon, rămâi acolo, știi că ai avut și tu probleme de genul ăsta. Stai pe acolo, pe la receptor. Spune-mi, te rog, Rareș, ți-aduce aminte, na. Spune-mi, te rog frumos, dacă PNL-ul chiar vrea acum să intre la guvernare în eventualitatea în care o moțiune de cenzură va trece. PNL este un partid extrem de responsabil. România nu mai poate rămâne sub guvernarea Dăncilă, Taia, cel care raportează fals și dă peste balanțele europene. Nu mai poate rămâne cu Pătălău și celelalte dezastre, pur și simplu, la conducerea ministerelor. Deci fiecare zi în care guvernul Dăncilă rămâne la Palatul Victoria este un pericol pentru stabilitatea României și mai ales pentru viitorul României. Lucrul ăsta trebuie să înceteze și de asta nu este loc de calcule politicianiste. E vorba de interesul național al României și atunci calculul politicianist nu are ce căuta în acest lucru. Okay, da, PNL este în acest moment pregătit să-și asume guvernarea acestei țări pentru a o scoate din marasmul economic în care a aruncat-o PSD și alții. În logica celor spuse de tine, Rareș, trag concluzia că președintele Klaus Iohannis nu va accepta remanierile și va trimite guvernul la un vot de încredere în Parlament. Îți spun cu toată sinceritatea, dacă ar fi fost altfel ce aș fi spus, nu am vorbit altfel cu președintele României, nu am vorbit cu nimeni din aparatul administrației prezidențiale. Aștept și eu, extrem de curios, la fel ca și toată opinia publică, poziția președintelui de la ora 18. Sunt convins că va fi una rațională și dar una fermă. Și de asemenea, având în vedere că propunerile trimise de-a lungul timpului, gen Nicolici, Olguța Vasilescu, Drăghici sau alții, au fost respinse de către președintele României, Cetin Saide, Laufer, cred că putem să ne așteptăm ca aceleași lucruri să se întâmple cel puțin pentru doi dintre cei patru miniștri. Înțeleg. Propuși. Dacă îmi permiteți o întrebare, Bogdan Bărbuceanu, sunt. Bună ziua, domnul Bărbuceanu. Înțeleg că așteptați decizia președintelui și pe urmă, ca și partid, veți lua decizia dacă veți depune moțiunea de cenzură sau nu? Nu, domnul Bărbuceanu, suntem hotărâți să depunem moțiunea de cenzură, așa cum a anunțat ieri președintele partidului. După momentul în care ne-am consultat în biroul permanent național, Partidul Național Liberal își asumă negocierile pentru depunerea moțiunii de cenzură, doar că dorim să avem 233 de semnături pe moțiune pentru a avea garantate cele 233 de voturi. Pentru a nu păți ca data trecută când am avut 201 semnături, după care 186 că cei de la Pro-România s-au retras. Păi adică și acum cum negociați cu Pro-România? Da, noi vedem declarațiile domnului Ponta, ale domnului Tăriceanu, ale domnului Hunor, dar experiențele trecute ne fac să suflăm și în iaurt, mai ales că avem un singur glonț. Glonțul de argint se numește o singură moțiune de cenzură pe care o avem în această sesiune parlamentară. Deci nu ne putem permite să ratăm această moțiune de cenzură. Trebuie depusă după ce purtăm negocieri și după ce toți cei care astăzi spun că ar da jos guvernul, chiar o vor face. Adică sper că în momentul în care își asumă textul moțiunii de cenzură pe care PNL îl va iniția, să și voteze căderea guvernului. Pentru că aici nu e vorba de PNL sau de celelalte partide, USR sau ALDE sau Pro-România. Aici e vorba, PMP sau aici este vorba, Okay. Stabilitatea economică. Iar datele și declarațiile vicepreședintelui Băncii Naționale de astăzi sunt îngrijorătoare. România este în situația în care intră în toamnă și apoi în iarnă, în plină criză economică și nu ne putem permite acest lucru. Rareș Bogdan, Lucian Iliescu, am și o întrebare. Bună ziua, eu sunt din PMP. Da, știu. PMP. Spuneți, domnule. De ce, după intervenția domnului Klaus Iohannis, mâine dimineață, Partidul Național Liberal, recunoscut și la ultimele alegeri ca partidul pe dreapta, care a luat cele mai mari rezultate, sau cele mai bune rezultate, de ce nu avem o întâlnire USR, PNL, USR și PMP, să gândim un program de guvernare comun, de ce nu, și un sprijin comun la alegerile prezidențiale și să terminăm odată, fiindcă România așteaptă altceva decât să-l vadă pe Iohannis, pe Barna și pe Paleologu, își aruncă mănușa sau își aruncă... În acest moment, da. Dumneavoastră
prin ceea ce declarați, prin ceea ce spuneți, prin inițiativa pe care doriți să o aibă partidul dumneavoastră, vă asigur că bătesc la ușă deschisă. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Aceste discuții trebuie să înceapă chiar de mâine dimineață. Total gata, Rareș Bogdan, gata. Mulțumesc frumos că trebuie să iau publicitate. Hai, o zi bună, comentăm imediat, oameni buni, aici în studio. Revenim. 18, când se va adresa națiunii, ne-a promis ieri că astăzi va vorbi despre criza politică, despre remanierea guvernamentală, despre propunerile de miniștri trimise de Viorica Vasilinca Dăncilă la Palatul de la Cotroceni. Și acum încercăm să vedem care și cum scoate Batista în semn de împăcare sau de război total, căci a existat, stimați invitați, voci conform cărora umblat s-ar fi făcut cumva la nivelul celor două palate. Dar nu asta este important. Important este că dacă pică acest guvern și iată, prin vicepreședintele PNL spune gata, domnule, bătute în cuie, deci noi vrem guvernarea, noi ne băgăm la guvernare, punem moțiune de cenzură, da? Dacă guvernul Dăncilă pică prin Parlament, atunci vom asista la o struță cămilă de guvernare, pentru că nu se poate face guvern fără ceilalți. Fără cealaltă stângă. Eu am văzut că USR-ul a declarat că va vota moțiunea, dar nu vrea să intre la guvernare, practic, cu PNL-ul. Păi de ce nu sunt chiar lipsiți de inteligență? Acum, au dreptate. Cine să-și asume până la anul? La anul avem an electoral, trebuie să deconteze, nu? Deci, practic, vor deconta, lumea va uita. Deci, pentru PSD, la ora actuală, cel mai bine șansă pentru PSD, așa, ar fi să renunțe la guvernare, doamna Dăncilă să-și dea demisia. Un partid de dreapta. Și să facă un pas în spate. Pe de altă parte, unul dintre cele, partide de dreapta, dacă unul dintre ele, acum, în contextul actual, refuze să intre la guvernare și să nu contribuie cu voturile în Parlament la viitorul României, nu mai merită voturile românilor. Și că vorbim de PNL, și că vorbim de OSR, și că vorbim de noi. USR-ul avem datoria să salvăm țara asta după dezastrul din ultimii ani. Și atunci, la ce să gândesc? Țara asta nu e o țară de pomanagii, domnul Plotin. E o țară de oameni cinstiți. Guvern tehnocrat, singura ieșire? Nu. Klaus Iohannis este, este cumva în momentul de față, pentru că ia conjunctura politică l-a dus acolo. Atenție! Klaus Iohannis este obligat să demonstreze și pe plan intern, aici vorbesc de PNL și de opoziție de dreapta, că partidul pe care l-a propulsat, da? Partidul ce l-a propulsat la Cotroceni trebuie să vină la guvernare. Dar oamenii ăștia că nu mai coabitează cu este PSD-ul. Este președintele care a luat cel mai mare număr de voturi din țara asta în anul 2014 și trebuie să demonstreze că conduce această țară. O conduce. Nu că este notar. Nu. Întrebarea mea este următoare. Se află într-o postură absolut ciudată, pentru că vor veni acuze de undeva. Dom'le, ai coabitat cu PSD-ul. Tot ce ți-a dat PSD-ul ai dat. Cu prerogative constituționale și etc. etc. Ei, acum, dacă se depune moțiunea de cenzură, PNL-ul vrea la guvernare, Klaus Iohannis este obligat să-și propulseze partidul sau o alianță de partide cu PNL acolo. Moțiunea, dacă îmi permiteți, astăzi așteptăm declarația domnului președinte Klaus Iohannis, da? Și dacă ne raportăm la articolul 85 din Constituție, ar putea face aplicarea alineatului 3 al acestui articol, în sensul că dacă s-a schimbat structura politică sau structura guvernului, va trimite acest guvern în Parlament pentru încredere. Bugdan, și asta se va întâmpla. Părerea mea că asta se va întâmpla. Asta trebuie să facă Klaus Iohannis, dacă discutăm de alte ipoteze decât... Șansa PSD-ului să mai conteze în viitorul apropiat este ca astăzi la ora 18:30 să iasă de la guvernare să-și dea demisia. Asta este șansa PSD. Poftim? Păi care electorat? Domne, când ai 47% în niște alegeri în 2016, când promiți marea cusare a românilor și faci 5% dați-mi voie să vă spun și o altă variantă. Sigur că noi vorbim aici foarte mult de jocuri politice. Eu mi-aș dori ca diseară să nu-l văd pe președintele României prins într-un joc de natură politică. Eu cred că aici trebuie să mai vorbim și despre responsabilitate. Este evident că România se îndreaptă, ca și toată Uniunea Europeană, ca și marele state, spre o criză.
Este clar că noi, dacă ne vom axa doar pe jocurile politice mărunte și ogolile din interiorul statului, vom intra într-o criză cum n-am avut din 1990 până astăzi. Mm. Eu mi-aș dori ca președintele de seară să pună interesul național peste jocurile și micile aranjamente locale. Este o singură variantă de lucru. În cazul ăsta se pune moțiunea de cenzură. Klaus Iohannis îi spune Viorica, îi treci la Parlament cu chestiile astea. Da? Domnul Fifor a anunțat ieri că face racolări de parlamentar. Deja a luat un senator de la ALDE astăzi. Vine și le promite și bani, și funcții, și eligibilitate la anul. Îi pune cap de listă, pentru că PSD-ul nu va fi intra într-o disoluție de genul ăsta. Și mai apoi se duce la domnul Ponta și îi spune domnului Ponta pe această cale victoraș. Ai tăi, ia să iasă ei din sală la vot. Și rămâne PSD-ul ăsta și Iohannis ce zice, auleu, ce-am făcut? Gabi, cum să uite această variantă din moment ce domnul Rareș Bogdan mai devreme, mie nu mi s-a părut că domnul Rareș Bogdan a spus că are discuții cu pro-România. Am văzut și declarațiile domnului Ponta. A spus că ușa e deschisă. Eu l-am auzit. Ușa e deschisă, dar știți că la fel au jucat înainte de înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare, știți că au avut o moțiune de cenzură. Tocmai pe logica asta că ne descurcăm și o să vedem ce facem. Ei nu s-au dus să aibă discuții om la om. Ca da. Acum, în situația de față, trebuie să Rareș Bogdan a lăsat o ușă deschisă. Atenție, a spus așa, stai că dacă adunăm 233 de semnături, cele care ne trebuie ca să dărâmăm guvernul, punem moțiunea de cenzură. Deci au lăsat o ușă deschisă și toată lumea... Eu am impresia că există o fractură de scenariu aici, între PNL și Iohannis. Nu cred că pro-România sau alte vor semna vreo moțiune de cenzură. Și data trecută, mi-am amintesc, domnul Ponta a fost foarte clar. Vom sprijini o moțiune de cenzură, dar fără să semnăm. Și pro-România și ALDE vor semna. Și vota moțiunea de cenzură. Data trecută, pro-România nu a semnat moțiunea de cenzură, dar pro-România a votat moțiunea de cenzură. E o diferență. N-a semnat moțiunea de cenzură pentru că orgoliile domnului... Și adică pro-România va accepta prim-ministru din partea PNL? Victor Ponta a anunțat ieri și astăzi un lucru foarte simplu. Așteptăm de la domnul Orban să vină să spună că asumă guvernarea. Dar așteaptă și de la doamna Dăncilă. Atenție! Ponta a lăsat ușa deschisă și la doamna Dăncilă. Dacă reformulează guvernul, reformulează nu știu ce, e de-astea cu langa. Luăm publicitate foarte scurtă, revenim. O să aici, pa! Am stat și m-am gândit pe pauza asta de publicitate să uitau invitații la mine, mă ciocu acesta. Păi uite următorul raționament. Vă înțelegeți, toată lumea a pupat piața independenții, moțiunea de cenzură trece. Și Klaus Iohannis zice, o să desemnez un premier după alegerile prezidențiale. A? Ce ziceți de asta? S-ar încurca cu totul. De ce? Este Constituția. Și ce zice Constituția? Este Constituția. Ce zice? Câte zile? Are 10 zile la dispoziție să desemneze un prim-ministru. Nu poate. Păi, ia face socoteala. Parlamentul poate să un pic. Cu socotelile. Dar de ce ar face Klaus Iohannis asta? Adică din momentul ăla, mulți oameni l-ar asocia... ar asocia clar o înțelegere între Viorica Dăncilă și dânsă. Ea face niște socoteli, da? Vine e o ipoteză de lucru. În termen de 45 de zile trebuie să ducă Viorica. Deja ne ducem până octombrie. La jumătate. Parlamentul se scarpină cu mâna stângă la urechea dreaptă, are două viteze foarte încet și deloc. Și ajungem undeva în octombrie începe cu votul și la moțiune. Cu votul la moțiunea de cenzură pe la sfârșit de octombrie. Pac, pică guvernul, da? Pe 10 noiembrie avem primul tur din alegerile prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis va fi în termenul respectiv. În termenul ăla de 10 zile, după trecerea moțiunii în Parlament, până la desemnarea unui premier. Și atunci va vedea exact care e scorul și va putea negocia perfect și o susținere pentru turul 2. E un delay de o lume.
lună, pentru că înțeleg... Și e greu la Parlamentul României înțeleg, să legi care au delay de 10 ani. Înțeleg de la Rareș Bogdan că imediat după ce începe sesiunea săptămâna viitoare luni, se va discuta despre depunerea moțiunii. Asta nu înseamnă că se va discuta. Se va discuta. Se va discuta. Și semnăturile, nu avem pastă la pix. Eu cred că trimiterea Vioricăi Dăncilă și a guvernului său acasă este o prioritate pentru România și pentru toți politicienii responsabili. Asta zice Claus Iohannis. Asta va zice Claus Iohannis la ora 18, dar nu ne va spune când. Dar pe de altă parte, de ce Claus Iohannis n-ar veni cu nume de prim-ministru? Tot vine campania electorală, va trebui să aibă un program de campanie, cum a fost data trecută, pas cu pas și... Și numele n-ar putea fi decât... Să vină cu un nume... Nu, Lucian, să vină cu un nume, cu un program de campanie adevărat. Nimeni nu are voie să mănânce ceva din notorietatea candidatului, care este acum Claus Iohannis. De-aia nu va veni cu un nume. Dacă va veni cu un nume, va greși Claus Iohannis. Nu poate să nu vină. Păi de ce să nu vină cu un nume? Nu vine Constituția să vină. Păi dar și-asumă sau nu și-asumă ca din decembrie încolo, în caz că mai au un al doilea mandat, să numească un prim-ministru? Despre acel principiu de care tot am vorbit cu privire la imparțialitatea președintelui, și anume că, domnule, ai ajuns președinte, nu mai ai de ce să susții un partid politic. Lucru pe care, sigur, nu l-am văzut la niciun președinte. Dar vedeți cât este de important acest principiu? Că n-am fi ajuns eu la discuțiile. Eu cred că săptămâna viitoare vom avea consultări cu partidele la Cotroceni. Și la interesul... Deci eu cred că președintele va convoca consultări săptămâna viitoare. Știi ce consultări în funcție de numărul de semnături pe care PNL-ul va reuși, să zicem, să strângă pentru susținerea moțiunii de cenzură. Da, mă, dar aici sunt două lucruri total diferite. Nu se transpune nimic prin activitatea Parlamentului peste o săptămână. Aici vorbim pur și simplu politic, o componentă politică și odată o componentă de țară. Pro-România și ALDE vor ca PSD-ul să iasă de la guvernare și să rupă din halca aia ceva. Vorbim de electorați, nu știu dacă e de electorat, de parlamentari, de primari, de consilieri și să înceapă o construcție pentru următorul ciclu. Iar pe partea dreaptă, Claus Iohannis, împreună cu partidele de dreapta, au obligația pentru România să găsească o soluție astfel încât să genereze un guvern. Că se va întâmpla mâine, poimine, sau că se va întâmpla între turul 1 și 2, oricum se va întâmpla. Mulțumesc pentru prezența în emisiune! Mulțumesc! Ne revedem mâine la aceeași oră, la 15 știrile B1 TV. Toate bune!